Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este varianta cea mai potrivită pentru sufletul tău. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Hai să vedem, dragii mei, care sunt mesajele tarotului pentru cei de la numărul 1, piatra roz. Hai să vedem care sunt mesajele, numărul 1. Voi folosi citirea clasică, cea care știu că îți place foarte mult. Și se pare că am început deja cu primele două cărți. Ok. Este o perioadă de putere, o perioadă frumoasă și avem regele de spade, 8 de spade. O legătură văd aici cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, însă văd aici niște strategii pe care tu le faci sau niște strategii pe care o persoană din jurul tău le face. Da? Și uite, avem aici regina de cupe, deci simt aici un blocaj, deci este o persoană sensibilă, dulce, iubitoare, o persoană răbdătoare, foarte deschisă din punct de vedere energetic și pe de altă parte văd o persoană rațională, o persoană poate mai vicleană. În alte cazuri ca și cum se dă o bătălie în tine între minte și inimă. Dar pe de altă parte văd aici două personaje total diferite care momentan se află într-un compromis, se află într-un blocaj. Puterea pentru tine. Aici poți avea o legătură cu zodia Leu, dar este și un moment în care tu îți recapeți încrederea în tine. Poate ai niște chestiuni importante de rezolvat pentru sufletul tău, însă mai văd aici foarte clar faptul că în acest moment tu e ca și cum te lupți cu ceva sau încerci să-ți impui puterea. Și din nou este aceeași energie de dualitate, da? De persoane diferite. Pentru casă, 8 de monede. Uite, faci curățenie în casă sau lucrezi la ceva important pentru sufletul tău. Poate lucrezi de acasă sau ești prins cu o activitate pentru casă, familie. Ai ceva important de făcut. Hai să vedem ce ai de făcut. Primești niște vești bune aici sau primești o invitație undeva anume. Unii e ca și cum vreți să vă faceți liniște, să vă faceți pace pentru sufletul vostru. Poate știu eu, primiți o veste aici legată de muncă. În curând avem asul de bâte. Văd aici o bucurie pentru tine. În curând apare o activitate nouă pe care o vei face. Te văd foarte entuziasmat, foarte energic. De asemenea, văd un moment pasional într-o poveste de iubire. Poate este o nouă activitate pe care o faci împreună cu un prieten, poate ești invitat undeva. Asul de bâte, să știi că mai înseamnă și acel moment în care îți recapeți entuziasmul. Îți vine o idee. Da? E ceva legat de un drum, deci faci un drum undeva anume și te bucuri de ceea ce este în jurul tău. Uite, ai niște discuții aici ciudate. Da? Poate să fie o veste pe care o primești de la drum, ceva care poate agită puțin spiritele. Poate cunoști o nouă persoană, dar totuși văd aici că în viitorul apropiat, da, poate te vezi cu un prieten, poate ai parte de un moment pasional, un moment plăcut. În viitor, turnul, wow, aici văd o veste care te va surprinde destul de mult, dar și un adevăr care apare. Turnul aici poate să reprezinte și o surpriză foarte mare pe care o vei avea. Și e ceva legat de o femeie mai în vârstă, este ceva legat de un bărbat sau de o problemă, da, pe care un bărbat o are. Cineva îți dă o veste legată de o firmă, legată de o instituție, poate o veste legată de o problemă, da? Poate cineva te surprinde plăcut, un bărbat, dacă ești femeie, un bărbat te surprinde plăcut și e ceva legat de o sumă de bani, deci ceva se deblochează sau afli un adevăr.
Ce nu știi tu, asul de spade? Se pare că tu nu știi aici că cineva a luat deja o decizie în legătură cu tine. Se pare că nu știi aici că cineva are o idee nouă. Asul de spade poate să însemne și o soluție pe care cineva a găsit-o, dar și o decizie radicală, da? Uite, care are legătură cu o nemulțumire pe care cineva o are privind un nou început, privind un copil, poate este vorba despre o nouă persoană, însă ce nu știi tu, văd aici că cineva, uite, parcă merge spre un nou început, cineva care parcă vrea să rupă ceva, vrea să se elibereze dintr-o situație. Da? Poate are legătură cu un inamic sau cu o persoană care stă și te urmărește de mult timp. Dar este ceva binecuvântat pentru tine. Deci cumva este vorba despre un noroc foarte mare pentru tine. O abundență foarte mare. Apoi, pe neașteptate, 7 de monede. Pe neașteptate îți vin niște bani. Sau pe neașteptate aici te vei concentra mult pe o moștenire, pe partea aceasta financiară. Poate chiar revizuiești, reanalizezi o situație din trecut pe care vrei să o rezolvi. Culegi niște roade, ai investit ceva, timp, atenție, bani, știu eu. Pe neașteptate, uite, apare o veste bună, ceva ce ție îți va plăcea, ce se va părea drept, corect, poate chiar o veste legată de o persoană șatenă, o persoană care lucrează cu mintea, cineva care este foarte rațional din fire. Da? Ce o să te mire, cavalerul de cupe? Se pare că vei rămâne surprins de o invitație pe care cineva ți-o face, poate să fie o invitație legată de iubire, deci cineva te invită în oraș sau poți să cunoști o nouă persoană. Și ce o să te mire pe tine este o veste bună care apare. Ceva care te bucură. Ia uite. E un final, da? Primești o veste bună și se închide o etapă, se închide o situație. Da? Se termină așteptarea. Uite, este o veste bună legată de un prieten sau de o situație în privința căreia ai stat, ai așteptat. Da? Și vei rămâne surprins de această întâlnire care ți este propusă sau cineva vine către tine, uite, cu o veste de pace, văd aici. Hai să vedem și îngerii ce zic în situația asta. Îngerii zic nu. Se spune să reconsideri. Poate cineva reconsideră ceva, merge pe o altă cale, abordează o altă strategie. Da? Ți se spune să mergi spre o altă direcție sau ți se spune să te deschizi în fața ajutorului care vine din partea unor prieteni sau din partea unei persoane dragi ție. Și văd o veste bună care are legătură cu următoarele câteva săptămâni sau de câteva săptămâni tot încerci să rezolvi situația asta. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice, ce-i cu surpriza asta. Wow, este o veste foarte bună pe care o vei primi. Mergi undeva și te simți apreciat, te simți bine, simți că strălucești, rezolvi ceva foarte important pentru tine sau uite, te simți valorificat de către o anumită persoană. Dar văd aici clar foarte multă bucurie pentru tine, foarte multă satisfacție, dacă vrei. Mai vreau un mesaj din partea acestui oracol. A ieșit un mesaj din nou, această energie de putere, această energie de apreciere. Deci tu aici vei fi apreciat, te vei simți bine. Primești o veste pozitivă și se ia o hotărâre foarte importantă pentru tine legată de un drum sau este o veste care apare de la drum. Ceva începe să se miște, ceva începe să funcționeze aici clar în viața ta sau în această situație. Și din nou a ieșit această idee legată de un, cum să zic eu,
de un dușman sau de o persoană căreia poate este teamă de niște acte sau este teamă de o decizie. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să apeși clopoțelul. De asemenea, poți să-mi lași un comentariu, să-mi spui cum ți s-a părut această citire, dacă vrei să mai facem astfel de previziuni. Și de asemenea, te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte în fiecare zi de numărul norocos pentru tine, culoarea norocoasă, ai și explicații. Tot acolo ai parte de citiri de viitor în genul acesta, doar că ceva mai simplist, pentru că momentan suntem la început, lucrăm, este un tarot nou pe care îl voi scoate, deci vei vedea alte cărți, acolo ai și citire personalizată în care ne vedem, ne auzim, e totul special pentru tine. Te îmbrățișez cu drag și dacă vrei te invit și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, ce trebuie să cunoști. Hai să vedem, dragii mei, cei de la numărul 2, piatra galbenă. Voi folosi citirea care ție îți place foarte mult. Hai să vedem, dacă vrei, ai și o astfel de citire în aplicația Tarot by AI. Este gratuit accesul, ai citiri nelimitate, deci dacă ai nevoie de un răspuns, te invit acolo, doar că vei găsi alt oracol, alt tarot care este momentan în lucru. Nu sunt cărțile finale acolo, dar orientativ le-am pus, că vreau să văd și părerea voastră. Hai să vedem. Multă nesiguranță simt aici pentru numărul 2. 4 de monede, da? 4 de bâte, 2 de monede, da? Cumva ești prins aici între două situații, două locuri de muncă, două persoane, ai niște cheltuieli. Pe de o parte e bine, pe de altă parte ți se pare că ceva nu e ok. Da? Mergi la o petrecere, te întâlnești cu niște prieteni, te întâlnești cu niște persoane dragi ție. De asemenea, văd aici și faptul că ești foarte prins aici într-o poziție. Poate banii contează mult pentru tine în acest moment sau pentru alții discutăm despre faptul că ai o mai mare încredere în tine, dar totuși, repet, simt o energie de nesiguranță undeva. Da? Pentru tine, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate e cineva în jurul tău care e puțin neîncrezător sau este o situație în care nu prea ai încredere. Ai încredere în tine, dar n-ai încredere în ceilalți. Aici regina de bâte îmi spune că în momentul de față ai o speranță foarte mare, da? Ești foarte energic, glumeț, este o perioadă în care vrei să te bucuri de viață, îi încurajezi pe ceilalți, ai o energie extraordinar de bună sau poate este o persoană în jurul tău care te susține. Pentru casă, temperanța, o legătură cu zodia săgetător, dar în casa ta văd o persoană care te ajută, poate să fie cineva ca un înger păzitor. Reușești să-ți găsești liniștea, pacea, echilibrul din punct de vedere personal, însă este și un moment aici în care reușești să te întâlnești cu cineva. Uite, poate te revezi cu o persoană dragă ție. Da? E ca o negociere, e ca o discuție pe care o ai, dar e cu mare noroc pentru tine. Cumva devii mult mai sigur pe tine, mult mai stabil, știi foarte bine ceea ce îți dorești, mai văd aici. Un drum, deci faci un drum către cineva, către ceva anume. Poate îți vine cineva în vizită sau mergi tu undeva, într-un loc în care te simți bine, într-un loc în care te relaxezi. Mergi în vizită la o prietenă sau te întâlnești cu cineva. Poate ai o discuție telefonică. Apoi, în curând nebunul. Wow, în curând se pare că ai ocazia să cunoști o nouă persoană sau este un moment în care vei avea parte de o surpriză foarte mare. Poate să fie un moment în care te eliberezi sau poate discutăm de un nou început. Da? Este vorba despre o oarecare nedreptate pe care cineva o face sau o falsitate aici. Poate este vorba despre o decizie care te va surprinde destul de mult, mai văd pentru unii dintre voi.
Este vorba despre un final. În curând. Ceva se închide, ai o discuție cu cineva, doar că vezi că persoana asta nu e chiar sinceră până la capăt. Da? De asemenea, poți să afli un adevăr privind niște acte, privind un bărbat, o casă, deci se rezolvă o situație. În viitor avem 7 de cupe. Văd aici o bucurie mare pentru tine în viitor, dar și multe oportunități pe care le vei avea. Tot în viitor văd aici niște vești care vin către tine. Îți faci multe speranțe de la o persoană, de la o situație. Și tot îmi mențin ideea că aici e ca și cum ești trezit la realitate. Poate cineva visează la tine și nu îți spune acest lucru, sau în viitor tu aici visezi la o persoană, ai niște așteptări foarte mari. Poate are legătură cu o situație în care nu crezi, pentru că totuși văd o bucurie neașteptată. Da. Ce nu știi tu? 5 de spade. Se pare că nu știi că cineva fie își urmărește propriul interes în jurul tău, fie este o persoană care se simte neîndreptățită. Cineva care, uite, poate are o problemă de sănătate sau poate e cineva care te vede ca pe un inamic. Iarăși. E cineva aici care, pe de o parte, își urmărește interesul, pe de altă parte este o persoană care își dorește un nou început alături de tine. Da? Poate este vorba, în unele cazuri, de cineva care ține la tine sau cineva e ca și cum care te dorește, își dorește să te cunoască mai bine, să fiți împreună, dar parcă n-are curajul să spună. Da? Pe neașteptate, 9 de cupe, pe neașteptate apare o bucurie foarte mare pentru tine, dar de data asta este reală. Văd o senzație de mulțumire, de împlinire pentru sufletul tău. Ai un moment în care te simți bine. Și uite, poate avea legătură cu un bărbat, da? Un bărbat, nu știu, ai niște discuții cu omul ăsta și în final e de bine pentru tine. Sau este vorba despre comoditatea pe care cineva o are în curând. Pe neașteptate e o discuție aici, o discuție ciudată. Privind o bucurie, este adevărat, dar na. Poate apar niște discuții în contradictoriu care vă ajută să ajungeți la această împlinire, la această bucurie. Ce o să te mire? 2 de bâte. O să rămâi surprins de o decizie importantă care se ia sau o să rămâi surprins de o veste pe care o primești din zona străinătății sau de pe internet. Da? O să fii foarte surprins de chestia asta. Poate e un plan de viitor pe care îl faci. Uite, niște vești care apar privind o situație care ție nu-ți place sau e ceva ce vrei să rezolvi și e o surpriză plăcută, e un cadou, e o veste extraordinar de pozitivă care vine către tine. Poate e ceva legat și de partea financiară pentru unii sau este vorba despre o plăcere mare pe care tu o ai. Hai să vedem îngerii ce zic. Uite, poți să te gândești și la o întrebare dacă vrei. A ieșit deja primul mesaj din partea îngerilor. Al doilea, ok, ne oprim. În primul rând avem un răspuns pozitiv, răspunsul este da. Romantism, ți se spune să aștepți că ceva se întâmplă într-un an de acum încolo. Sau poate e o situație care durează de un an de zile și ți se spune să rămâi pozitiv. Poate e ceva ce ai tu în minte de un an de zile și abia acum se poate materializa. O relație care e de un an. Hai să vedem ce e cu surprizele astea.
E o surpriză legată de o femeie matură, o femeie din înalta societate, cineva care cunoaște mulți oameni, o persoană foarte puternică din punct de vedere spiritual, da? E o persoană pe care o cunoști deja. Sau surpriza este că vei reuși să rezolvi ceva ce a fost amânat. Sau poate intri în contact cu o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult timp și acum aveți niște discuții interesante. Rezolvați ceva extrem de pozitiv. Am cerut clarificări, da? Și se pare că este ceva important pentru casa ta, pentru sufletul tău. Și este vorba despre o persoană care ia niște decizii importante sau o decizie importantă care se ia, văd aici, și, repet, are legătură cu o femeie blondă sau cu o femeie pe care o știi de mult timp. Poate să fie o prietenă, dacă ești femeie. Da? Sau poate e vorba de o a treia persoană, ceva care se repetă. Surpriza este o reacție pozitivă a unei persoane și poate chiar o înțelegere plăcută pe care o ai. Un suflet pereche, văd aici, o cină, un contract, o înțelegere, poate chiar așa cum am zis, te vezi cu o prietenă, te vezi cu cineva. Hai să vedem acest oracol ce zice pentru tine. S-a întors o carte. Ceva se deblochează. Ceva se deblochează pentru tine privind o avansare la muncă, privind poate chiar statutul tău ca și femeie, dacă ești femeie, sau este o soluție pe care o găsești de la o femeie căsătorită sau de la o femeie stabilă. Poate e cineva din jurul tău. Dar văd și niște vești bune care apar. Cumva se deblochează o situație aici pentru tine. Primești o veste legată de niște acte, legată de un contract. Da? Și mai văd că urmează să iei o decizie importantă. Este o decizie poate legată de o persoană foarte înțeleaptă sau tu vei da dovadă de foarte multă înțelepciune cu această decizie și e ceva ce se hotărăște. Poate e un răspuns, simt să transmit pentru unii, legat de o situație importantă, poate e legat de dragoste, de muncă, poate alții pur și simplu primiți un sfat foarte bun din partea unei persoane. Da? Doar că e ceva ce tu îți dorești foarte mult sau este vorba și despre o atracție mare, despre o pasiune mare. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să distribui videoclipul. Și de asemenea, dacă vrei, poți să mă urmărești, poți să te abonezi acestui canal, să apeși clopoțelul și ești prima persoană care află atunci când apare o nouă citire. De asemenea, te invit cu drag și la alte previziuni, tot de pe acest canal, sau dacă vrei previziuni pe zodii, te invit pe celălalt canal de YouTube, ai link în primul comentariu. Și de asemenea, îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI, așa cum am spus și în introducere. Acolo ai în fiecare zi numărul norocos, culoarea norocoasă pentru tine, cu explicații, ai parte la citiri nelimitate, genul acesta, doar că e un alt tarot pe care urmează să-l dezvolt, care e de fapt în dezvoltare acum, dar mai durează. De asemenea, acolo ai și citiri personalizate în care ne vedem, ne auzim, vezi exact ce vrei să știi. Da? Și mă găsești acolo oricând ai nevoie. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai fost alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.